Prim-ministrul României, liberalul Nicolae Ciuc, a fost prezent ieri, 27 aprilie, în județul Gorj. Acesta a avut o amplă dezbatere despre obiectivele de dezvoltare ale județului, susținând că își dorește ca transformarea Gorjului să însemne diversificarea economiei, reducerea decalajelor față de alte unități administrative, dar și venituri mai mari pentru locuitorii de aici. Nicolae Ciuc a avut parte și de o întâlnire cu liderii sindicatelor din Mineric și Energie. Salariații Complexului Energetic Oltenia au cerut lămuriri din partea primului ministru, având în vedere situația incertă în care se află în momentul de față compania. Întrebările au fost multe. În cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Ciuc a făcut o declarație importantă și poate chiar cea mai așteptată. Primul ministru a declarat cu tărie că legea 197 se va aplica în mod obligatoriu. Legea 197, pentru că au fost case de pensii care au aplicat-o, altele nu, și de asemenea va fi aplicată legea? Conform deciziei în alte curți de casație și justiție, care a fost luată cu puțin timp în urmă și transmiterea motivării la monitorul oficial, decizia în alte curți are caracter de lege și va fi aplicată obligatoriu în toată țara. Afirmațiile primului ministru au fost susținute și de colegul său Virgil Popescu, ministrul energiei, prezent la rândul său în județul Gorj. Liberalul a susținut că în mod categoric nu se pune problema ca CEO Oltenia să intre în insolvență. În ceea ce privește planul de restructurare a companiei, ministrul a declarat că din cei 7.000 de oameni despre care se spune că vor fi concediați, mai mult de jumătate ies la pensie în baza legii 197. Un guvern liberal în anul 2020 a dat un ajutor de salvare de 247 de milioane de euro, alt guvern liberal de coaliție, alte 250 de milioane de euro, nu că să vedeți unde vreau să ajung, alt guvern de coaliție, 500 de milioane de euro, același guvern, alte 180 de milioane de euro, deci resping categoric că un guvern din care facem parte ar putea să gândească cumva insolvență, cum aud, a Complexului Energetic Oltenia. Este exclus așa ceva. Acum, avem un plan de restructurare aprobat. Un plan de restructurare care presupune investiții de 1 miliard de euro în Complexul Energetic Oltenia, 1350 de megawatts, dintre care 4.000 deja se duc la pensie. Așa a fost programul. 4.000 se duc la pensie. Deci 1350 de megawatts pe gaz, 747 capacitate instalată de fotovoltaic și încă două unități la Rovinari și una la Turceni care sunt în rezerva sistemului. Trebuie să ne uităm la prețul energiei electrice care a fost anul trecut, care a permis CEO să funcționeze, să facă profit, ceea ce a fost foarte bine, dar totuși populația a suferit și a trebuit să intervenim, a fost o criză generală. Prețul actual, prețul care va fi, și trebuie să ne gândim că până la urmă CEO trebuie să reziste și din 2026 și din 2030 și peste 2040. CEO trebuie să existe aici.